Doza de motivație prezintă cele mai bune citate ale lui George Bernard Shaw. George Bernard Shaw este singura persoană care a primit atât premiul Nobel pentru literatură, cât și Oscarul. A fost un critic literar remarcabil al timpului său și considerat ca fiind unul dintre cei mai importanți dramaturgi de limbă engleză de la William Shakespeare. A știut mai bine decât oricine altcineva să combine umorul și observațiile profunde, iar citatele sale bine țintite confirmă întreaga profunzime a viziunii sale asupra lumii. Despre oameni. Omul este o cărămidă. Arzând, devine mai puternic. Distanța nu strică nimic. Diferența de vârstă nu strică nimic. Opinia părinților nu strică nimic. Oamenii, ei înșiși, strică totul. Lumea este formată din leneși care vor să devină bogați fără să lucreze și proști care sunt gata să lucreze fără să se îmbogățească. Dacă începeți să vă jertviți pentru cei pe care îi iubiți, veți ajunge să-i urâți pe cei de dragul cărora v-ați jertvit. Trebuie să conștientizezi că oamenii au dreptul să gândească diferit de modul în care gândești tu și să nu facă ceea ce te aștepți să facă. Probabil te iubesc, dar dragostea lor poate să nu se manifeste așa cum vrei tu. O istorie de dragoste ideală poate fi trăită doar prin corespondență. Femei, iubiți bărbații, ei au foarte mare nevoie de dragostea voastră, chiar dacă nu recunosc. În umbra fiecărui bărbat puternic stă o femeie care a crezut în el și l-a iubit cu adevărat. Dacă vecinul meu își bate soția în fiecare zi, iar eu niciodată, potrivit statisticii, noi ambii ne batem soțiile peste o zi. Dacă un om decide să omoare un tigru, aceasta se numește vânătoare. Iar dacă un tigru decide să omoare un om, aceasta se numește sălbăticie. 3% din oameni gândesc, 2% cred despre ei că gândesc, iar 95% mai bine ar muri decât să gândească. Am învățat cu mult timp în urmă să nu mă mai lupt cu porcii. Nu faci decât să te murdărești și, în plus, porcilor chiar le place asta. Cu cât omul este mai în vârstă și mai înțelept, cu atât mai puțin vrea să intre în conflicte. Preferă să se ridice, să ureze tot binele și să plece. Felul meu de a glumi este cel de a spune adevărul. Este cea mai amuzantă glumă din lume. Ura este răzbunarea lașului pentru frica pe care a simțit-o. Libertatea înseamnă răspundere. De aceea marea majoritate a oamenilor se tem de ea. Dacă vrei să cunoști caracterul cuiva, uită-te la felul în care îi tratează pe cei de la care nu poate câștiga nimic. Ai învățat să vorbești? Înseamnă că ai crescut. Ai învățat să păstrezi tăcerea? Înseamnă că ai devenit mai înțelept. Tăcerea este cea mai perfectă exprimare a disprețului. Experiența ne învață că oamenii nu învață nimic din experiență. Prima condiție pentru a fi fericit este să n-ai timp să te gândești la nefericire. Singurul om care a procedat corect a fost croitorul meu. Îmi lua din nou măsurătorile de fiecare dată când mă vedea, în timp ce toți ceilalți veneau la mine cu măsurători vechi, așteptându-se să le corespund. Acum când am învățat să zburăm în aer ca păsările și să înotăm în apă ca peștii, mai avem nevoie de un singur lucru, să ne învățăm să trăim pe pământ ca oamenii. Datoria fiecărui om este să fie o forță a naturii și nu o bucată de carne agitată și nervoasă care acuză universul că nu îi se dedică total spre a-l face fericit. Nu avem voie de a consuma fericire fără a o produce. Despre succes, ai grijă să obții ce-ți place în viață. Altfel vei fi forțat să iubești ceea ce obții. În viață nu trebuie să te regăsești. În viață trebuie să te construiești. Reputația mea a crescut cu fiecare eșec al meu. Nu poți învăța să patinezi dacă ți-e frică să fii amuzant. Gheața vieții este alunecoasă. Secretul succesului constă în a provoca indignare într-un număr cât mai mare de oameni. Oamenii dau întotdeauna vina pe circumstanțe pentru a justifica cine sunt ei. Eu nu cred în circumstanțe. Oamenii care răzbat în această lume sunt cei care se ridică și caută circumstanțele pe care și le doresc, iar dacă nu le găsesc, le creează. O viață în care faci greșeli nu este doar mai onorabilă, ci și mai folositoare decât o viață în care nu faci nimic.
Imaginația este începutul creației. Îți imaginezi ceea ce-ți dorești, apoi îți dorești ceea ce ți-ai imaginat, iar în final vei crea ceea ce-ți dorești. Orice vis poate fi transpus în viață de către cei care sunt destul de puternici pentru a crede în el. Dacă tu ai un măr și eu am un măr și facem schimb de mere, atunci tu și eu vom avea în continuare un măr. Dar dacă tu ai o idee și eu am o idee și le schimbăm, atunci fiecare dintre noi va avea două idei. Cel mai important este să-ți faci ordine în suflet. Să urmărești tot timpul regula celor trei de nu. Nu ne plângem, nu acuzăm, nu ne justificăm. Și să nu uiți că niciodată nu este prea târziu să ieși din mulțime. Urmărește-ți visul, mergi spre țelul tău. George Bernard Shaw.